Da, câte dileme nu au părinții, tocmai de aceea l-am invitat alături de noi pe Cristian Mărgărit, consultant în nutriție. Bună ziua, bine ai venit alături de noi. Bine v-am găsit. Hai să lămurim pentru început treaba cu pufuleții. Îi eliminăm cu totul din alimentația copiilor? Pot fi o gustare, într-adevăr, acest aport uriaș de sare este o problemă cu mai toate alimentele procesate, nu doar cu pufuleții. Dacă o luăm de la brânză până la mețeluri, că se tot vorbea de pachetelul pentru școală și de sandvișuri, aș da o soluție. Copilul trebuie și persoana în general trebuie să bea mult mai multă apă și să facă sport, astfel încât să elimine sarea în exces. Dar în principiu, evident că ar trebui să evităm astfel de produse. Citim cu atenție etichetele, pentru că sunt și produse obținute în cazul pufuleților doar din mălai, un pic de apă și sare. Atunci scăpăm cumva mai ușor. Altele sunt pline de aditivi, într-adevăr, cum s-a spus, de la glutamat, care te face să mănânci mai mult, până la coloranțe, arome, etc. Cristi, până la urmă, ce punem în pachetelul copilului pentru școală? Putem să punem orice. Dacă pornim de la banalul sandwich, sfatul meu este să folosim o pâine de secară, eventual o pâine multicereală, o pâine cu semințe, să-i scoatem miezul, astfel încât să avem mai puțină cantitate de aluate acolo și conținutul să fie un conținut sănătos. De exemplu, dacă vrem să-i dăm carne, în loc de mezel, o să facem un mușchiuleț la cuptor, îl tăiem felii foarte subțiri și îl punem în pachetel. Îl facem de seara, e foarte simplu de făcut, la fel se poate pune și un piept de pui, la fel se poate face un sandwich cu ton, porumb, o frunză de salată, întotdeauna, deci să includem și o parte de legume, că o frunză de salată care protejează și pâinea, că vorbim de ardei, mai puțin roșie pentru că se va scurge și va înnoia compoziția, dar avem destule soluții. Apoi, sigur, copilul poate merge și cu un măr, un fruct, o banană, o punguță cu niște nuci, semințe, alune cântărite deja sau calculate la 30 de grame, 50 de grame, astfel încât să mănânce din ele crude, neapărat, în niciun caz prăjite și sărate, evident. Apoi putem merge și către biscuiți, batoane de casă și mie îmi place să fac foarte mult astfel de compoziții cu fulgi de ovăz, chiar și fructe uscate, cu ou, adică și o sursă de proteine acolo, iarăși nuci și semințe, chiar și niște cacao, cât mai multă grăsime și fără zahăr dacă se poate și rezultă un biscuit sau un baton de casă mult mai hrănitor, cu mai multe proteine, mai multe grăsimi sănătoase, mai multe fibre. Ai anticipat cumva întrebarea pe care vreau să-ți o adresez legată de dulciurile care pot fi făcute în casă, astfel încât să și potolească această poftă a copiilor, dar să fie și sănătoase. Ceva recomandări pentru părinți, să fie posibil, și rapide și mergem ușoare. Pe fructele uscate în astfel de compoziții, curmalele au destul de mult zahăr și ele, deși zahărul, fie că e rafinat, fie că vine din fructe sau zahărurile, sunt tot zahărul, adică cantitatea totală va trebui totuși controlată, chiar dacă avem mai multe fibre, mai multe proteine, mai multe grăsimi sănătoase, această asociere cu nucile, semințele, alunele sau chiar cu fulgii de ovăz, tărâțele de ovăz. Deci pentru ei există astfel de soluții. Eu mai pun și un mix de proteine vegetale, de exemplu, în această combinație, astfel încât biscuitul sau batonul să se lege foarte bine și să fie foarte consistent. Aportul de proteine este foarte important, inclusiv pentru domolirea acestei pofte de dulce. Adică prima masă, că vorbim de pachetel care este mâncat la școală, dar prima masă este cea mai importantă. Aportul de proteine și grăsimi sănătoase și chiar fibre la prima masă va ajuta la controlul apetitului pe durata zilei. Adică dacă mănânci proteinele dimineața, glicemia e mult mai stabilă și nu ți-e poftă de dulce, nu mai simți și ca adult și copil nevoia de dulce pe durata zilei. Deci recomandarea ta ar fi ca prima masă să fie luată în familie, acasă, chiar înainte de plecarea la consistentă școală. Consistentă și mai puțin combinația cereale cu lapte, care este o combinație foarte puțin hrănitoare, deși a fost popularizată de către gustoasă. Americani și gustoasă, evident, mai ales cu aceste cereale procesate, iarăși pline de zahăr, pline de tot felul de aditivi, dar nu este neapărat un start bun pentru zi. Mai degrabă, așa cum spuneam, ceva pește sau carne sau cine merge pe proteină vegetală, o combinație de leguminoase, poate de la humus până la linte și toate celelalte, oul, care rămâne evident un aliment de dimineață foarte des întâlnit. Câte astfel de gustări ar trebui să aibă copilul, pentru că au un program foarte încărcat, foarte mult stau și la after school și vedem că există o problemă cu obezitatea infantilă, da. Suntem pe locul 2 în Uniunea Europeană. Prin urmare, câte astfel de gustări ar trebui să aibă copilul într-o zi. Până ajunge acasă, unde mâncă mâncare gătită. Asta depinde foarte gândesc. Mult de copil. Dacă are masă de prânz, masă caldă, acolo unde este, la școală sau la after school, probabil 2, maxim 3 gustări ar putea să ia pe durata zilei, astfel încât
așa cum vorbeam, să domolim pofta de dulce și tentația, cum se spunea în reportaj, de a-și cumpăra cornuri, pateuri, merdenele, pentru că deja copiii mai mari au bănuți de buzunar cu ei și sunt tentați să-și cumpere astfel de alimente nesănătoase. Dacă ai cu tine alimente nesănătoase, sigur că vei mânca din ele. Deci ar putea avea o gustare de dimineață, probabil una undeva după prânz, putem fi adepții desertului sau a mutării desertului undeva mai târziu. Și sigur, dacă stau foarte mult timp la after school sau mai fac și un sport, mai au gustare înainte sau după acel antrenament și pe urmează cina, care automat este mai mică. Dacă o persoană, copil sau adult, a mai avut o gustare pe la 5-6 după amiază, a mai mâncat un pic, nu va mai mânca la fel de mult seara. Și asta ni se întâmplă și nouă și o cunoaștem foarte bine. Acolo ar merge ori fructul, ori nucile, semințele, despre care spuneam că trebuie date într-o cantitate controlată, mică, eventual un mix, poate chiar și câteva fructe uscate pentru gust, pentru partea de gust dulce. Și trebuie să ținem cont totuși că cei mici au un consum energetic mare și au nevoie de aceste mici și pauze, dar și gustări pentru a se reîncărca cu energie, pentru că ei nu-și dozează efortul așa cum o facem noi, timp să se epuizeze și apoi, sigur, să simtă această nevoie de dulce. Cristian Mărgărit, îți mulțumim pentru prezența la Observator și pentru toate aceste sfaturi extrem de utile pentru părinți și copii. Continuăm acum jurnalul.